un cumul de tradiții și simboluri păstrate secole la rând, încă din antichitate. În anul 320, Papa Iuliu a stabilit ziua de 25 decembrie ca dată oficială a nașterii lui Iisus Hristos. În zilele noastre, Crăciunul a devenit un timp al magiei, al iubirii, al generozității. Iar simbolul acestei perioade este Moș Crăciun, așteptat atât de cei mici, cât și de cei mari. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Îmbrăcat în roșu, cu obrajii rumeni, barbă lungă și o construcție dolofană, cel mai așteptat și iubit moș din lume coboară în fiecare noapte de ajun pe hornul caselor pentru a le aduce cadouri copiilor. Dar unde s-a născut legenda lui Moș Crăciun? Sunt multe povești legate de originea simpaticului bărbos. Unii cred că Moș Crăciun locuiește în Laponia alături de spiridușii săi. O altă legendă spune că atunci când Fecioara Maria era pe cale să nască pe Iisus, i-a cerut lui Moș ajun să o adăpostească. Pe motiv că este sărac, acesta a refuzat-o, însă a îndrumat-o să meargă la Moș Crăciun, fratele său mai mic și mai bogat. În evul mediu, Moș Nicolae era cel care aducea cadouri copiilor. Olandezii au adaptat legenda și l-au denumit Sinterklaas. Peste ocean, în Statele Unite ale Americii, a fost botezat Santa Claus. Moș Crăciun a intrat și mai bine în istoria populară datorită reclamelor celebre făcute de cea mai cunoscută companie de băuturi carbogazoase. Prima dintre acestea a fost dată publicității în anul 1931. La noi nu este sărbătoare fără colindători, vestitori ai păcii și ai belșugului. Primele colinde însă au apărut în secolul V, la Roma, unde erau cântate în timpul festivalurilor și a procesiunilor. În zonele în care se mai păstrează tradițiile din moși strămoși, mai ales la sate, copiii merg din poartă în poartă cu urări de bine și primesc de la gazde colaci, nuci, mere sau alte bunătăți. Magi în genunchi ați udat.